Comunitatea evreilor din Sălaj a sărbătorit în acest sfârșit de săptămână Havdalah, adică ieșirea din Shabat. Aproximativ 50 de persoane au fost prezente la ceremonia care s-a ținut în fața primăriei din Crasna, unde s-au aprins lumânări și s-au cântat cântece specifice. Dan Haas, președintele comunității evreilor din Sălaj, a oficiat sâmbătă seara în localitatea Crasna, în prezența membrilor comunității, ritualul de Havdalah. În lumina lumânărilor aprinse s-au făcut binecuvântări asupra unui pahar cu vin pentru a sfinți săptămâna și munca sfântă care se va face de-a lungul ei, apoi asupra mirodenilor care trebuie să ne înalțe odată cu plecarea șabatului. Lumânarea de Havdalah trebuie să aibă mai multe fitile pentru a produce o flacără puternică, iar cea de-a patra binecuvântare este cea a separării, care separă ce este sfânt de ceea ce este obișnuit și ziua a șaptea de celelalte șase zile de muncă. Comunitatea evrească din Sălaj împreună cu primăria din Crasna și cu organizație evrească din America, un sponsor principal, Joint, a dorit ca în acest an să celebrăm ieșirea din șabat la primărie în Crasna. Să nu uităm, mai bine de 70 de ani, în comuna Crasna a existat o comunitate foarte mare și importată de evrei religioși. Ceremonia Havdalah marchează ieșirea din șabat, ziua odihnei săptămânale instituită de religia iudaică, care cade în a șaptea zi a săptămânii, sâmbătă. Ritualul de Havdalah se efectuează sâmbătă seara, când trei stele au apărut pe cer, iar pentru acest ritual este nevoie de un pahar de vin, mirodenii și de lumânarea specială de Havdalah. De-aia suntem astăzi aici pentru a prinde lumânarea, ca să nu uităm, ca să transmitem generațiilor următoare ce simbolizează ieșirea din șabat.